Pompierii detașamentului Slatina au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj smurt în comuna Slătioara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. În momentul sosirii echipajelor, ardeau bunurile din două camere de locuit și acoperișul casei. Misiunea pompierilor pentru lichidarea incendiului și îndepărtarea efectelor negative a durat aproximativ o oră și jumătate. Două persoane, un bărbat și o femeie, au ajuns la spital în urma incendiului. În urma incendiului au ars bunurile din două camere de locuit și aproximativ 25 de metri pătrați din acoperișul casei. Au fost monitorizate două persoane, un bărbat de 55 de ani cu arsuri care a fost transportat la spital de către echipajul smurt și o femeie cu atac de panică care a fost preluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Potrivit pompierilor, proprietara a aruncat lichid inflamabil în sobă pentru a aprinde focul și în acel moment s-a produs incendiul.